Totodată vreau să transmit aprecierea României pentru efortul susținut al Comisiei Europene și al președintei von der Leyen personal în ceea ce privește asigurarea unității și a coordonării la nivel european cu statele membre și împreună cu aliații strategici, Statele Unite ale Americii, NATO, Canada, atât în ceea ce privește adoptarea sancțiunilor împotriva Federației Ruse și a Belarusului, cât și cu privire la acordarea de ajutor Ucrainei pe multiple paliere. Ne aflăm într-o situație fără precedent, generată de agresiune armată nejustificată, ilegală și neprovocată a Federației Ruse împotriva Ucrainei, în care nu numai securitatea Ucrainei, dar și cea transatlantică este puternic amenințată. Vreau să folosesc această ocazie pentru a lăuda încă o dată curajul poporului ucrainean care luptă pentru libertate și rezistă sub tirurile ucigașe ale unui invadator. Am discutat în acest sens intensificarea sprijinului, mai ales umanitar, către Ucraina. Vreau să-i mulțumesc președintei Comisiei Europene pentru susținerea acordată pentru înființarea pe teritoriul României a unei facilități logistice, un așa numit hub umanitar, un centru care să permită colectarea și transportul donațiilor internaționale în domeniul ajutorului umanitar către Ucraina. Lucrăm împreună pentru operaționalizarea cât mai rapidă a acestui centru. În ceea ce privește situația refugiaților de la frontiere, președinta Comisiei Europene știe că România va depune toate eforturile posibile pentru a acorda ajutor oricărui refugiat din calea războiului din Ucraina. România intenționează să acceseze în perioada următoare fondurile disponibile la nivel european pentru a gestiona cât mai bine fluxul masiv de refugiați din Ucraina, respectiv Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare și Fondul pentru Gestionarea Frontierelor și Viză. De asemenea, ne vom coordona și cu celelalte state membre ale Uniunii Europene și cu alți parteneri și organizații internaționale. Doamna președinte von der Leyen m-a informat despre demersurile de a crește securitatea energetică a Uniunii. Acesta este un obiectiv strategic pentru noi toți. Interconectarea, importurile de gaze naturale lichefiate, investițiile masive în regenerabile și în sectorul nuclear civil trebuie să fie sprijinite în continuare. Pentru noi, aceste aspecte legate de energie sunt extrem de importante și am discutat pe larg cu doamna președinte aceste chestiuni. Este nevoie de o abordare pe termen scurt.